Bună tuturor, bine ați venit pe Copii Channel. Astăzi vom face... Avem nevoie de două salate, smântânică, niște smântână de casă, 200 de grame, de la un producător local, o smântână de calitate, sare, 3 gălbenușuri, usturoi, am aici 3 căței de usturoi pe care îi voi folosi la început, iar restul voi folosi la sfârșit, lămâie, vom folosi zeamă de lămâie pentru a acri ciorba noastră, niște slăninuță, boia, piper, o lingură babană de făină albă, ceapă verde. Dacă nu avem ceapă verde, vom folosi ceapă galbenă sau putem renunța la ceapă, vom folosi doar usturoi și 3 litri de apă. Vom spăla salata foarte bine, frunză cu frunză. Vom tăia ceapa verde. Da. Bun. Pisăm și usturoiul. Cățeii ăștia de usturoi vom tăia în bucăți mici. O să tăiem salata. Salata o taie fiecare cum dorește, în bucăți mai mari sau bucăți mai mici. Ea va scădea foarte mult față de inițial. Punem slăninuța la prăjit. Iată, urmează să punem ceapa. Amestecăm. Lăsăm să se călească câteva minuțele. Călim la foc domol să nu se ardă. Și acum usturoiul. Îl vom lăsa foarte puțin. Da. Adăugăm în același timp făina și boiaua. Amestecăm puțin. Așa. Acum vom adăuga apa. Trei litri de apă. Usturoiul, boiaua și făina nu le vom prăji foarte mult pentru că supa va căpăta un gust amar.
Incorporăm salata și după ce începe să fiarbă, vom lăsa 10 minute. Apoi vom pune sare și piper după gust. Iată a început să fiarbă, după cum spuneam, vom lăsa aproximativ 10 minute. Iată și piperul. Între timp amestecăm gălbenușurile cu smântâna. Oprim focul. Stoarcem geamă de lămâie. Putem aici și cu oțet. Punem capacul, lăsăm să se stâmpere nițel. După ce dregem ciorba noastră de salată, supa de șalate, cum se mai spune pe la noi, gustăm, mai condimentăm dacă este nevoie. După care punem capacul și lăsăm să se întrepătrundă aromele. Vă invit să încercați această rețetă și dacă vă place, nu uitați să distribuiți, să dați un like, să vă înscrieți pe canalul meu. Uitați, dragii mei, cât de bine arată. Nu vă spun cât de bine miroase. Servim caldă sau rece și vă asigur că o să vă placă în ambele variante.